v-am găsit la știrile în limba moldovenească. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea, despre aceasta povestim chiar acum. În ajunul zilei miliției, activități solemne. Șerif va juca astăzi cu Servet la Geneva. Și în Spitalul Clinic Republican va apărea un centru de simulare. Începem cu fotbalul. Cine va continua să lupte pentru play-off, cel puțin pentru Liga Conferințelor? Răspunsul la această întrebare îl vom obține deja astăzi. Șerif va juca cu Servet la Geneva. Ambele echipe au câte un punct și biruința le este necesară tuturor. Înainte de meciul cu Servet, Șerif a decis să organizeze antrenamentul deschis pentru jurnaliști, nu în Elveția, ci acasă, în complexul sportiv din Tiraspol. La antrenament a ieșit în componența de plină Amintalal și Ricardinho, portarii Maxim Koval și Victor Straistari. Tinerii de asemenea s-au antrenat. Aceștia sunt Roman Novikov și Danila Forov. Luvanor se ocupa separat de ceilalți. Brazilianul se recuperează după traume. Galben-negri au zburat spre Geneva în ajun, din aeroport direct la stadion. Acolo Roman Pilipciuc a răspuns la întrebările jurnaliștilor. În Elveția, meciul cu Șerif în Liga Europei este cu siguranță așteptat. Mai bine de 17.000 de bilete au fost deja vândute. Astăzi, în tribune, va fi aglomerat. Așadar, Servet-Șerif, ambele echipe au nevoie doar de biruință pentru a continua lupta pentru play-off. Începutul la 19.45. Devotat serviciului și poporului nistrean, în ajunul zilei miliției, în capitală a avut loc alinierea de sărbătoare. Potrivit tradiției, tinerii care s-au angajat la muncă în organele de drept au depus jurământul în fața poporului nistrean. Activitatea solemnă a început cu un minut de reculegere. A fost cinstită memoria milițienilor căzuți la datorie. Profesia de colaborator al miliției este una de loc ușoară, importantă și necesară. În fața lor întotdeauna au fost trasate cerințe înalte. Aici nu este loc pentru incompetență sau indiferență. Искренне поздравляю вас. Felicitări cordiale colaboratorilor organelor de drept cu ocazia sărbătorii profesionale, Ziua Miliției. Dumneavoastră, o bună parte din viață o dedicați muncii de loc ușoare. Ocrotiți interesele statului nostru, ale cetățenilor, liniștea și drepturile nistrenilor. Sunteți urmași și continuatori ai tradițiilor predecesorilor care au scris multe pagini eroice în istoria miliției sovietice și a statalității nistreniei. Adresez cuvinte de mulțumire veteranilor care au pus temelia lucrului pe care se bazează activitatea prezentă a întregului sistem. Astăzi, tinerii care s-au angajat la muncă în organele de drept au depus jurământ în fața poporului nistrean. Din copilărie visam să devin milițian. Am hotărât să ajut oamenii. De aceea am și ales profesia de lucrător al organelor de drept. Milițienii cu cinste realizează sarcinile trasate. Astăzi, pentru muncă plină de abnegație și îndeplinirea datoriei de serviciu, 10 de milițieni au fost menționați cu decorații departamentale de stat și au fost avansați în grad. Bender, adunarea solemnă marchează Ziua Miliției. Printre cei omagiați este și Sergiu, colaborator al serviciului Patrulă Post. Timp de 9 ani, nu numai că a reținut infractorii, dar a și salvat persoane de la înnec. În anul trecut, împreună cu colegii, am salvat un tânăr care se înneca într-un râuleț. Totul s-a produs spontan, apa era de gheață. Am venit imediat la locul dat, l-am scos, i-am acordat primul ajutor. În sală sunt colaboratorii diferitor subdiviziuni, veteranii serviciului. În adresa lor, cuvinte de felicitare. Au vorbit și despre istoria miliției. În 91, sub jurisdicția Republicii Moldovenești-Nistrene, au trecut 8 colaboratori ai secției afacerilor interne din Bender, iar deja în februarie 92, în rânduri, erau mai bine de 250. Astăzi, direcția afacerilor interne din Bender e una din cele principale în sistemul Ministerului de Interne, au spus la ședință. Înregistrarea crimelor în oraș s-a redus, e un indice bun. A crescut și descoperirea. Aici e lucrul Direcției Afacerilor Interne în întregime, deoarece fără o interacțiune a tuturor subdiviziunilor, ar fi imposibil să atingem rezultate. În jurul la 20 de medalii pentru excelență în muncă și serviciu impecabil, eminent al miliției, avansări în grad, diplome și scrisori de recunoștință, toate acestea celor mai buni milițieni din Bender.
rotația electronică a documentelor. Despre aceasta au vorbit în guvern. În sistem se include și Centrul de Igienă și Epidemiologie. În listă, 5 centre de igienă și epidemiologie. Va fi un schimb mai rapid de documente. A fost realizată activitatea necesară. Procurat, instalat, pus în funcțiune utilajul, programul de deservire, au fost instruiți specialiștii. Schimbul de informație digitală în Nistrenia activează din 2017. Au fost conectate toate departamentele și ministerele în 2020. Lucrul continuă. 5 minute pentru a înscrie copilul la grădiniță sau a depune cererea în biroul de înregistrare a actelor de stare civilă. Atâta timp în mediu se cheltuiește pe portalul serviciului de stat. Ministerul Dezvoltării Digitale a făcut totalurile lunii, iată statistica, mai bine de 300 de utilizatori noi. În luna octombrie, aproape 1000 de certificate și documente, toate online. Spre comparație, cu 20% mai mult decât în luna octombrie a anului trecut. Cel mai des comandă certificatul din Registrul de Stat, documentul despre lipsa cazierului judiciar. Știri din medicină. În Spitalul Clinic Republican va apărea un centru de simulare. Aici vor învăța studenții Facultății de Medicină și își vor perfecționa calificarea medicii. Va fi procurat echipament nou. Acum clădirile sunt reconstruite. Detaliile în continuare. Spitalul Clinic Republican. Aici va fi centru de simulare. Clădirea terapeutică este în curs de reconstrucție. În anul acesta ea are 85 de ani. Acum aici sunt multe resturi de construcții. În apropiere, materiale noi pentru pereți. Constructorii demolează pereții vechi. Vor fi reamenajate cabinetele. În centru le vor preda studenților medici și își vor crește calificarea medicii. Pentru aceasta va fi achiziționat echipament nou. Acestea sunt manechine. Ele arată imediat dacă studentul operează corect sau a făcut o greșeală. Totul este apropiat de condiții reale. Dar până ce pe teritoriul Spitalului Clinic Republican se efectuează construcții. Aceasta e viitoarea clădire de studii pentru tinerii medici. Au fost demontate complet tencuiala, blocurile de uși, podeaua. Acestea sunt lucrări interne. Astăzi 70% din lucrările de pregătire a acoperișului sunt finalizate. Până la anul nou vom termina. Planificăm și dorim să finalizăm lucrul până la cea de-a 90-a aniversare a Spitalului Clinic Republican. Aniversarea este în anul viitor. Constructorii intenționează să izoleze fațada, să înlocuiască ferestrele, ventilația, comunicațiile. Toate acestea sunt în cadrul programului investițiilor capitale. Un veac de la nașterea cetățeanului de onoare Nina Kaciurovski. A muncit conducător al farmaciei numărul 8 din capitală. Sub conducerea ei în oraș au apărut 20 de farmacii și 8 puncte, iar pe malul Mării Negre a fost construită pensiunea medic. Este o persoană remarcabilă în istoria orașului. A fost șefa farmaciei din anul 52 până în 96. De asemenea, Nina Kaciurovski a fost președintele Comitetului Orășenesc al Uniunii Profesionale a Medicilor mulți ani. A făcut foarte multe nu numai pentru sistemul farmaceutic, dar și al lucrătirii sănătății. În anii 90, Nina Kaciurovski a susținut fondarea Republicii Moldovenești-Nistrene. Ajuta răniții în 92, când erau probleme cu medicamentele. La începutul anilor 2000, i-a fost conferit titlul de cetățean emerit al orașului Tiraspol. Pe clădirea farmaciei numărul 8, unde aproape jumătate de veac a muncit Nina Kaciurovski, este o placă comemorativă. Anume aici, astăzi a avut loc ceremonia depunerii florilor. În continuare, stingerea plicului comemorativ dedicat aniversării de 100 de ani de la nașterea cetățeanului emerit al orașului Tiraspol și farmacistului de onoare. Festivalul sportului școlar de la Moscova. Medalii au câștigat deja tiraspolenii Sergiu Sară și Sofia Melnic în turneul la badminton. În ajuns, jucătorii de tenis din Dubăsari au ajuns în finală. Pentru semifinale au luptat fotbaliștii, basketbaliștii și voleibaliștii. Наша Приднестровская делегация отправляется на соревнования. Ну что, ребята, все готовы? Едем покорять пьедесталы, зарабатывать призовые места. Festivalul sportului școlar la Moscova. Sportivii noștri participă cu drapelul Nistreniei. În ajun au cucerit primele două medalii la badminton. Argintul turneului l-au câștigat Sergiu Sară și Sofia Melnic. Ei au fost mai puternici decât sportivii din Rusia și Kazahstan.
Am emoții plăcute de bucurie că am venit la Moscova. Adversarii au fost destoinici. Biruințe sunt multe. Aurul la tenisul de masă l-a luat Denis Barbu, din Dubăsari. Mini fotbal. Selecționata Nistriniei a jucat cu Azerbaijan. Scorul 2-1. La basket, echipa de fete s-a dovedit a fi mai puternică decât selecționatele din Crimeea și Rusia. La volei, sportivii noștri au obținut victorie în lupta cu selecționatele din Rusia și Abhazia. Festivalul sportului la Moscova va continua până la 11 noiembrie. La Moscova au făcut bilanțurile concursului internațional al istoricilor locali. Primul loc îi aparține nistreanului Nicolae Dâmcenco. El a devenit primul printre compatrioții de peste hotare. Participanți din Rusia, Belarusia, Moldova, Kazahstan, Tajikistan, Mongolia, 605 cereri și doar 29 de finaliști. Învingători sunt câțiva în diverse nominalizări. Scopul concursului, spune Nicolae Dâmcenco, e de a face cunoștință cu istoricii locali din diferite țări și de a studia noi metode de lucru cu tineretul. Pentru cineva putem organiza o activitate în formă de excursie. Cineva va edita o carte, altul va face un film, cineva o competiție. Principala sarcină e de a studia mai detaliat și interesant plaiul natal. Nicolae Dâmcenco a trimis la concurs cercetări și articole despre arta, cultura și istoria Nistreniei. Practic totul e în almanahul Patrimoniul Nistrean. În anul trecut a ieșit a 14-a ediție. Acum se lucrează asupra ediției a 15-a. Crăsnei vinogradari din raionul Dubăsari. În toate sursele, crearea satului se referă la anul 1927. Dar locuitorii, timp de mulți ani, își adresau tot mai des întrebări referitor la această dată și au hotărât să o concretizeze. După ajutor, în anul 2000 s-au adresat în arhiva din Odessa. Punctul de bază nu ne vine acest document, așa din Odessa, în care se descrie că această localitate a apărut în anul 1923, a fost întemeiată din nemții coloniști din satele Glickstal și Lenintal din raionul Grigoriopol, se numea Hutor, adică o localitate chiar care nu Hutor, numele lui Fogel, care ne demonstrează că aici această localitate a întemeiat-o nemții coloniști. Trăiau 7 femei la început și 4 bărbați conform acestui document. În 1933, localitatea a obținut numele Crăsnei Vinogradari. De atunci s-au schimbat multe. A fost construită școala medie ruso-moldovenească, grădinița de copii, plantat un parc consacrat Marii Victorii, unde în piatră sunt încrustate familiile celor care au eliberat țara de sub jugul fascist. Apropo, anume în acest sat a fost construit primul în raion drum din beton. Aici trăiesc oameni de diferite naționalități, moldoveni, ruși, ucraineni. De ziua satului au fost organizate curți naționale, cu bucate și cântece, interpretate în comun, așa cum o făceau încă buneii și părinții noștri. Eu sunt venită de la Tiraspol, locuiesc în Crăsnei Vinogradari deja în jur 5 ani. Și foarte îmi place satul, de atât că oamenii sunt foarte buni, foarte trag unul după altul, ajut unul altul, copiii sunt foarte bucuroși aici. Pentru localitate, 100 de ani nu este o cifră atât de mare. Încă multe urmează a fi făcute. Până ce în Crăsnei Vinogradari nu există un lăcaș sfânt. El se află la etapă de construcție. Dar în comun le vor reuși pe toate, spun sătenii. Mai multe despre aceste și alte știri aflați în ediția de seară Câb. Iar noi vă dorim cele bune în continuare tuturor și doar noutăți plăcute. La revedere!